Guvernul a adoptat în acest sens o hotărâre care stabilește că persoanele care dețin un certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mental, psihic, HIV, SIDA, asociat și boli rare vor beneficia de sporul de 15% din salariul de bază. Până acum doar nevăzătorii cu handicap grav și accentuat beneficiau de acest spor, situație care genera o diferențiere pe criterii de dizabilitate în ceea ce privește câștigurile salariale realizate de persoanele cu handicap. Decizia se încadrează în categoria măsurilor legislative specifice necesare pentru a accelera sau a obține egalitatea de facto a persoanelor cu dizabilități în ceea ce privește exercitarea dreptului la muncă, obligația asumată odată cu ratificarea de către România prin legea numărul 221 din 2010 a Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități.